Cupa Antreprenoriatului Rural este o premieră în Republica Moldova. Un experiment în care experții moldoveni și estonieni descoperă și promovează tineri care vor putea gestiona o afacere de succes, generând bani și locuri de muncă în localitatea lor de baștină. Din 60 de participanți, doar 6 finaliști selectați de juriu își vor transforma ideea în afacere, vor beneficia de asistență și finanțare și vor lupta pentru titlul de campion al primului maraton antreprenorial din țară. Deținătorul Cupei Antreprenoriatului Rural va vizita Estonia și va prelua experiența antreprenorilor europeni. Cine va rezista 4 luni de concurență? Instruiri, testări de produse și servicii, aplicații practice în teren și lupta pentru clienți. Aflăm la Cupa Antreprenoriatului Rural. Din 60 de participanți la Cupa Antreprenoriatului Rural, 7 idei de afacere au fost selectate pentru cea de-a doua etapă a maratonului. Finaliștii au fost apreciați prin concursul ideilor de afaceri Hackathonul, organizat la Soroca. Juriul a promovat pentru următoarea etapă ideile care au evoluat cel mai sigur și au venit cu cele mai reprezentative pitch-uri, prezentări scurte, dar clare ale ideilor de afaceri. Așa cum unii concurenți au ieșit din cursă, pentru etapa următoare au fost acceptate următoarele idei de afaceri. Echipa John Pix, Sergio Ursachi și Irina Petcu, servicii de tipar pentru orice suport și fabricarea suvenirilor autohtone. Echipa Roll Kebab și Ana Safka, profesoara care a înregistrat deja o întreprindere pentru a deschide o șaurmerie. Echipa Bombonel, cu servicii de animatori pentru copii, oferite de Maria Posteucă și Ion Răilan. Cincila Farm, afacerea de familie a profesoarei Ariadna Mazniuc, care dezvoltă o afacere de creștere a șinșilelor în nordul țării. Andrei Grosu și Alexandru Popov, tinerii care și-au propus să deschidă în Soroca un centru de fitness. Și Maria Stepaniaț, tânăra antreprenoare care dorește să lanseze un centru de educație preșcolară pentru copii. După ce au muncit timp de 3 luni alături de mentori, unii participanți și-au început deja afacerile și au obținut și primele profituri. Alții au nevoie de investiții. Toți însă continuă lupta pentru marele premiu și o vizită de lucru în Estonia. Următoarea etapă este prezentarea echipelor în dezvoltare. Participanții la maraton vor demonstra mentorilor, juriului și spectatorilor cum au evoluat ideile de afaceri pe care le dezvoltă și ce le-a reușit până la etapa actuală. Deci, descrierea activității, până la ce etapă a dezvoltării afacerii sunteți și momentele de blocaj, impedimentele, cum le-ați rezolvat pe unele din ele și ce intenționați să faceți cu afacerea voastră pe viitor. Bună ziua, sunt Irina. Ideea noastră de afacere este tiparul pe orice, de orice mărime și pe orice suport, cum ar fi textile, plastic, ceramic și producerea suvenirilor. Noi mergem mai departe, ne-am înregistrat. Firma noastră se numește John Pix. Suntem amplasați, am dat cererea de amplasare la incubatorul de afaceri din Soroca. Avem, acum alegem local, avem local de undeva 130 de metri, însă ne mai gândim, nu să ne extindem, ne gândim că cum să s-o amplasăm? Cum să amplasăm? Nu știu, poate tu. În privința la încăpere, da, sunt chestii tehnici. Noi, de fapt, ne-am împărțit în echip, fiecare responsabil de unele lucruri. Și aici, legat de tehnic, trebuia să vorbească șef secției tehnic și produs și Sergiu, dar dat fiind fapt că înșept numai două persoane, să încercăm noi să ne descurcăm. Am selectat o încăpere de 130 de metri pătrați, unde o să facem și producerea și primirea comenzilor. Unica, dacă vorbim de probleme apărute, unica problemă care e rezolvabilă este amplasarea locului, adică restructurarea, să zicem așa, adică amplasarea prizilor necesare, cabinelor necesare, adică mai avem un pic de construcție de făcut, ceea ce ne-a dat un pic planurile peste cap, din ceea ce
din domeniul tehnic noi deja avem investiți aproximativ, dacă vorbim de sumă, la 20.000 de dolari în utilaj până la moment. Avem un cutter care taie pe peliculă, avem un termopres care face transferul pe textilii, ceramică, avem alt termopres care face pe alți ceramic, figuri speciale și acum suntem în proces de procurare unui utilaj nou. Deja de două săptămâni suntem în Chișinău la cea mai mare companie de publicitate de aici, cu care am făcut și parteneriat în privința, nici nu știu cum, dacă îți reușim în 3 minute, avem atât de multe lucruri preconizate și da, în privința clienților. Dezvoltarea pieței, avem deja încheiat contract cu Raionul Florești, avem dus în tratative cu Drochia, Dondușeni și Iedințu, stă în vizorul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc, gata, timpul este foarte strict. Și acum... Da, noi putem să răspundem la foarte multe întrebări. Da. Thank you for your presentation. It seems that... Se pare că v-ați dezvoltat destul de bine și ați investit deja mult echipament. Și conform programului, sunteți exact la etapa la care trebuie să fiți în ceea ce privește dezvoltarea pieței. Care este cifra vânzărilor ca să verificați dacă investiția în echipament se recuperează? Am îngrijorare, deoarece investiții excesive în echipament la această etapă, fără a ține cont de cifra vânzărilor, poate dăuna companiei. Da, la moment noi avem investiții destul de mari, dar fiind faptul că în partea din nord a Republicii toate companiile și magazinele de specialitate serviciile fac la, adică primesc comenzile și le execută la Chișinău la o firmă mare. Noi le dăm posibilitatea să luăm sub aripa noastră toate firmele din partea din nord a Republicii, unde ar fi cam preconizăm și ieși legat de tipar cam câte 200-300 de metri pătrați de la fiecare raion pe lună, ceea ce ne aduce un profit după calculele noastre destul de bun. Adică ca să ne recuperăm timp de un an jumătate o parte din investițiile care le avem deja. Cu toate că a investit foarte mult, noi mai avem planuri de viitor. Adică, să spunem așa, s-a pornit afacerea destul de bine și mai preconizăm să procurăm și un gravator laser. Dar fiind fapt că acum cetatea Soroci s-a renovat, au apărut o grămadă de butici pentru suveniri. Fiecare turist care vine în Soroca, scopul nostru să-l facem așa ca să se întoarcă cu un suvenir din partea noastră. Dar dacă nu mă greșesc, a fost mai mult o clarificare referitor la cifra de vânzări. Și să menționați care este cifra de vânzări. Noi acum putem doar să presupunem unele lucruri. Adică? Pentru că, adică după planurile noastre, undeva la 200-300 de mii anual, primul an. Dar cu extindere foarte mare, pentru că acum avem un contract, deja încă partenerii mei n-am reușit, chiar azi dimineața am întâlnit cu șeful la o întreprindere foarte mare din Chișinău, care mi-a propus... Termină gândul și gata. Care mi-a propus un parteneriat, adică unii comenzi care ei nu reușesc, le trimit tot la noi la tipar, tot la noi la producție, pentru că ei lucrează nu numai pentru Moldova, dar și pentru Italia. Cred că, fiindcă suntem parte componentă a echipei și aș spune că avem o creștere conform planului de acțiuni care ne l-am propus foarte rapidă, după activități și cred că mai avem și spațiu pentru a învăța cum să le expunem și să tragem atenția și la partea financiară, dar așa cum ne-am propus că luna februarie și martie să lucrăm la componentele și aspectele cum generăm venituri, cred că asta urmează să evaluăm, dar este o echipă foarte consecventă în acțiuni și proactivă la toate ghidările și lecțiile care le pot învăța. Sunt receptivi, sunt constructivi și absorb maximum de la toate învățămintele care sunt din partea mea și din partea multor altor parteneri care absorb ușor. Eu le doresc succes pe parcursul care au mai rămas de participare în proiectul dat, dar au o oportunitate foarte mare de a dezvolta afacerea și o extinde chiar la scară foarte mare. Vă doresc Din câte înțeleg, indicatorii de performanță care vi le-ați stabilit în decembrie deja au fost îndepliniți și cu rezerve pe lungul. Așa, mă bucur foarte mult. Ei sunt modești la cifra de afacere, dar eu știu că ea este foarte palpabilă. Permanent mă străduiesc cu o cifră mai mică, ca să am arăta că ești. Puteți să-i motivați și ceilalți, nu fiți așa de modești. Da, trebuie să arătați un exemplu de spune succes. Spune cifra care e, deja de-am primit-o.
prin conturi de plată și nu fi modest. Deja avem contract foarte mare, nu vreau să deschid un de paranteză, dar e destul de ok pentru noi, așteptările noastre au fost îndeplinite la justa valoare. Succes și pentru mine este un privilegiu să fiu mentorul vostru. Firma noastră de acum se numește Roll Kebab, deci a fost înființată la 2 februarie 2015. Așa, mersi. Deci, de ce anume șaurmerie? Fiindcă șaurma este mâncarea celor mulți și grăbiți. Așa că noi am văzut că orașul nostru are nevoie de așa un serviciu. Am testat piața, am testat și produsul, am făcut un sondaj din care am înțeles că cel puțin 100 de persoane ori să ne procure șaurma noastră în fiecare zi. Produsul nostru este foarte necesar pe piață, fiindcă l-am testat și am văzut acest lucru. Contribuția noastră personală va fi în mediu de 50.000 de lei, din care deja am investit în inițierea afacerii, am făcut logo-ul și vom investi în utilaj parțial, fiindcă nu o să procurăm tot utilajul deodată, și în publicitate. Deci pentru început noi o să propunem o gamă mai mică de produse, deci șaorma de pui în lipie, șaorma la farfurie, șaorma dietetică, pe urmă o să avem ayran și sucuri, ceai, cafea, deci pentru început. Deci din sondajul făcut am zis că m-am axat anume pe colegiul de arte, unde activez ca profesor și noi nu avem unde lua masa. Așa că din 200 de elevi care activează și 60 de profesori care activează în colegiu, deci cum am mai zis, practic 100 sunt de acord să procure șaorma noastră. Feedback-ul între noi și client a avut loc în momentul când am testat produsul. Deci a fost o perioadă foarte scurtă, de 3 zile. În schimb, 2 săptămâni după, noi am fost întrebați dacă mai avem șaorma în vânzare. Canalele prin care am colectat informația a fost din start internetul, fiindcă este o sursă de informație foarte bună și am comandat și un CD de la România, chiar acolo unde șaorma este destul de o afacere destul de întrebată, da? Și am din discutat CD-ul dat am aflat foarte multă informație utilă. Deci canalele, am zis că o să facem publicitate la TV, posturi de radio, ziarul local, avem preconizat un panou în centrul orașului unde o să fie anexată reclama noastră. Nu uitați, povestiți și despre blocajele pe care le-ați... Aoleu, chiar dacă vreți acum încep cu asta. Deci cel mai mare blocaj a fost că, cu aducerea utilajului. Deci acum în sfârșit am găsit o cale, sper să ni se primească, deci în curs de 2 săptămâni să avem utilajul la Moldova. Deci nu îl găsim în Moldova, trebuiește de făcut import de peste hotare, din Germania și iată la pasul acesta am întâlnit foarte, foarte mari dificultăți. Sper să reușim. Care sunt senzațiile de a fi antreprenoare? Sincer să vă spun, prima zi când am luat documentele și am văzut că de acum sunt director de firmă, așa, eram puțin la nivel mai înalt, mă socoteam. În schimb, până în țară au căzut emoțiile. Când am văzut că este o responsabilitate foarte mare și dacă nu am să fac eu lucru, nu are cine să-l facă locul meu. Așa că, cum se zice, am pus picioarele în apă rece, mi-am luat pixul, caietul, mi-am început a face însemnări, pașii care trebuie să-i parcurg, mi-am pus anumiți indicatori, care până acum i-am îndeplinit. Sper și în continuare să mi se primească. Activați doar la proiect sau mai aveți și alte activități? Activez în calitate de profesor la colegiul de arte, le fac în comitent. Dumneavoastră spuneți foarte des cuvântul sper. Deci în afacere, din experiența mea, speranța se spune la noi că mare ultima, noi o împușcăm prima, da? Deci noi nu avem speranță, noi știm concret ce vrem să facem și nu trebuie, dar este necesar. Ne-am înțeles și ați reușit. Mersi. S-a menționat de mai multe ori că dumneavoastră sunteți profesoare și eu apreciez faptul că dumneavoastră sunteți și un elev exemplar, pe lângă faptul că sunteți o profesoare și toate impedimentele care dumneavoastră de fapt le-ați menționat, chiar mă bucur că astea sunt impedimentele, pentru că ele sunt foarte, foarte ușor de trecut peste.
Eu cred în ideea dumneavoastră și sunt gata să investesc timp și suflet în a face ca visul dumneavoastră devină realitate. Eu vreau ca toți să înțeleagă, acest 50.000 este investiția totală care dumneavoastră aveți nevoie pentru... Nu este investiția personală, deci totală avem nevoie... De cât? Exact, asta, de cât asta am vrut să se menționeze, că sunt... 20.000 de euro. Există două lucruri, sunt lucruri diferite, cât sunteți dispus dumneavoastră să investiți și cât este nevoie. Noi am venit la acest training cu o idee de a iniția, de a deschide o afacere de prestare a serviciilor de animatori pentru diverse sărbători. Și anume serviciile de clowni. Noi, numele noastre de clown sunt Bombonel și Bombonica. Știm cu siguranță că vom fi bineveniți în orice casă, vom fi cei mai iubiți de toți copiii și de toți părinții, din cauza că noi îi vom bucura cu jocuri distractive, cu farduri, cu sacuri fără fund, cu baloane de spumă, figurine din baloane. Vreau să spun că am avut niște indicatori la început. Indicatorii noștri au fost să avem mai multe comenzi pe săptămână, să ajungem de la 4 și în sus. Am ajuns la acest indicator, am avut chiar 3 comenzi pe zi și am mai ajuns încă la un indicator să facem acte de caritate în parteneriat cu alte companii. Am făcut un act de caritate cu campania de darurilor de primăvară pentru copiii cu cancer. Am fost la Institutul Oncologic aici în Chișinău și am adus zâmbetele pe fața acestor copii pe care îi vedeți pe imagini. Vreau să vă spun că acești copii când ne-au zărit, numai i-am făcut un mic desen cu creionul pe față și deja au și uitat că primesc capelnița aceea, că primesc tratamentul. Adică au rămas satisfăcuți. Deja sunt indicatorii noștri atinși. Avantajul nostru neloial este talentul și, bineînțeles, dragostea față de copii. Noi suntem foarte pasionați, suntem energici, tineri. Și asta e. De ce ne temem cel mai mult? Ne temem că până când suntem la un nivel foarte bine dezvoltat, la nivel local. Și vrem să ajungem la nivel republican și tot așa mai departe. Etapa de dezvoltare a afacerii, noi activăm deja de 2 ani și ceva. De la început am început de la puțin, cum ați spus dumneavoastră, doamna Lucia, care sunteți mentorul nostru, că trebuie să începem de la puțin și apoi să ajungem treptat mai departe. Clienții de bază sunt părinții care vor să organizeze sărbători pentru copiilor, iar consumatorii de bază sunt copiii care vor o desagă magică plină de distracții și atmosferă de sărbătoare. Blocajele. Ne-ar trebui mai mult utilaj, baloane de spumă mari cu care să reușim să îmbrăcăm copiii, ne-ar trebui grim cu care să putem face desene mai frumoase, că copiii au dorințe, vor fluturași cu străluci, vor chestii. Să putem face din baloane, adică instrucțiuni de a face corzi în cuțe din baloane și ceva mai performant. Spuneți-mi, vă rog frumos, dacă cunoașteți pe cineva din concurenții voștri. Aveți concurenți? În Soroca nu sunt, dar unde sunt? Și intenționăm să deschidem afacerea anume în Soroca. Bine, ați spus că asta este o etapă. Vreți fix pe plan local, dar ca să deveniți pe plan național. Cunoaștem din Chișinău, tot așa, am înțeles că este Căpșunel. Cum? Magelino, Nătăfleață. Sunt mai mulți, dar vreau să vă spun că când a ajuns la acest act de caritate, majoritatea nu au dorit să facă parteneriat cu această campanie, darurilor de primăvară. Noi de la Soroca am fost de acord cu mare plăcere și cu inima deschisă. Un îndemn este să mai căutați, pentru că, din câte înțeleg, voi vreți să faceți o afacere foarte interesantă și foarte utilă, chiar este nevoie de așa ceva, dar deja sunt câteva, chiar aș spune, chiar că tot sunt startup-uri, dar care au foarte mare succes și ar fi un îndemn să vă interesați, să mergeți la ei, să discutați și poate ați putea să faceți un parteneriat ca să vă mai ușor să împrășteați, cum să spun, serviciile voastre. Vreau să spun că noi ne conducem de sloganul, dacă viața nu zâmbește gâidelor și de aceea noi o să facem tot posibilul ca ea să ne zâmbească, pentru că zâmbetul este și cea mai puternică carte de vizită, de aceea... Gâidimiță! Deci, următoarea întrebare...
Apropo, ha. Noi și de anul nou am avut încă un indicator să creăm costume de Moș Crăciun și Alba Cazăpada și am avut foarte multe comenzi în perioada de anul nou. Aici sunt și câteva fotografii, zâmbetele de copii, cadouri și totul a fost super. Până la 11:58 de minute. 2 minute până la întâlnirea anului nou. Am să folosesc poziția favorita mea ca mentor și am să deschid unea paranteză, chiar și dacă le-ați prezentat din aspect pozitiv, am să spun care este provocarea. Cred că este școala de antreprenoriat care vă trebuiește, fiindcă sunteți foarte buni în ce aici faceți, dar să combinăm în necesar și plăcut este o altă chestie care trebuie să mergem prin lecții din antreprenoriat și să fim gata provocărilor care ne-ar da posibilitatea să ne încadrăm în sistemul economic prin înregistrarea afacerii ca să ne dea posibilitatea să fim antreprenori și să contribuim prin impozitii la stat. Fiindcă ceea ce faceți dumneavoastră, faceți foarte bine cu titlul de testare și am spus că poate pentru prima etapă am să mergem prin înregistrarea serviciilor pe bază de patentă și pe urmă să startăm întreprinderea prin înregistrarea unei forme organizatorico-juridice. Asta este lipsa de încredere de a ne încadra în sistemul antreprenorial. Dar cei ce prestați servicii le faceți ideal, aș spune, și aveți atâta ambiții și curaj care nu am ce să adaug ca ingredient. Dar să ne încadrăm în tot sistemul este altă lecție care noi trebuie să avem curajul și din aspectul antreprenorial. Bine. Cred că asta este școala care trebuie să trecem. Să trecem, da. Și poți spune la gol? Da, fii sigur că. Fii zâmbește, club nu te iubește. Noi și toți vedem. Vom vedea și vom bătica. Baftă și succes! Dacă un copil nu a fost primit decât, nu a primit decât o educație defectuoasă, el se transformă în cel mai îngrozitor animal. Eu cred că în societatea noastră acest citat este foarte actual, cu toate că este spus de către Platon. Deci unul dintre drepturile fundamentale ale unui copil este de a fi susținut și a și reprezenta capacitățile și abilitățile pe care le are și de a se încadra în societate. Deci eu mi-aș dori, sau echipa noastră ne-am dorit să organizăm cercuri de dezvoltare, unde copiii ar putea să se manifeste ca personalitate, să se dezvolte, să cerceteze. Cele mai dezvoltați sau mai renumite metode educaționale care sunt acum în vogă este Montessori, Zaitsev, Waldorf. Aceste metode pun accentul pe copil, deci copilul este cel care este în centru și el este o personalitate și are nevoie de susținere și de atenție necesară pentru a se manifesta. Soluția, cum am putea noi să rezolvăm aceste probleme, ar fi crearea unor condiții unice de dezvoltare, un program individual acordat pe vârste, învățare reciprocă, cam și altele. Am dorit să acordăm serviciile date în domeniul educațional la vârstele mici și mijlocii, până la vârsta preșcolară. La ce etapă de dezvoltare a afacerii sunteți? Deci, cu părere de rău sau nu știu cum să spun, la etapa inițială, fiindcă este în urma unor cercetări a pieței. Deci este un lucru foarte bun, oamenii sunt interesați, dar nu știu, asta este. Dar cred că nu avem mentalitatea potrivită, pentru că foarte puțini înțeleg ceea ce noi dorim să acordăm. Deci foarte puțini, ei cred că chiar și acele județ, că eu am scris, povestirea poveștilor, citim, ascultăm, inventăm. Deci mulți consider că el este în stare să se ocupe cu acest lucru acasă singur cu copil, însă când cauți, copilul se dezvoltă singur și fură atenția de la părinți, pentru că suntem în permanență ocupați. Și blocajele? Blocajele, cred că cel mai mare este lipsa de finanțe. Pentru că ideea este, energie este, dorință este, dar finanțe... Nu. Eu am o întrebare.
La ultima noastră întâlnire știu că dumneavoastră erați un pic așa mai pesimist în ceea ce ține de înregistrarea companiei și progresul. Cum vă simțiți, Amuș? Care este situația la momentul dat? Cred că aș merge la risc. Dacă sincer, aș face. Însă continuați, credeți că este un risc? Asta e și ideea, care noi nu considerăm că asta este un risc și probabil trebuie să vă debarasați de cuvântul ăsta. Nu este un risc, este o aventură. Da. Este o aventură. Da, da. Activați de ceva timp? De cât timp activați? Eu activez ca profesor, ce am studii pedagogice. Așa, ok, dar ați deschis deja un sediu undeva? Nu, doar vă unicul gândiți. Meu, cum spune în limba rusă, подопытная мышь – это мой ребенок. Deci tot ceea ce eu aflu nou din toată informația pe care o acumulez pentru mine, o experimentez cu copilul și prietenii copiilor mei. Vreau să spun că nu este vorba că clienții nu înțeleg de fapt ce vreți să le dați. Pur și simplu, din denumirile care acolo erau enumerate, am reușit să citesc câteva, este necesar să le schimbați într-așa mod ca să treziți interesul. Și deja asta să fie descrierea. Înțelegeți? Deci nu povestim povești, citim, ascultăm, pentru că, ok, fiecare din noi asta face. Deci nu este ceva interesant. Atractiv. Da, atractiv. Mai interactivă decât corect, dar deci putem să spunem cursuri de teatralizare, ori da. Poveste terapie, ceva de genul ăsta, într-așa mod ca părintele să gândească, dar ce este asta oare? Și vreau să mă interesez. Și înțelegeți ce este necesar de modificat atitudinea voastră personală față de clienți. Și dacă veți fi mai optimist, mai creativă, asta este limbajul ăsta nostru de lemn al specialiștilor, da? Noi învățăm, noi știm că uite, este obiectiv. Asta nu le trebuie oamenilor, nu le trebuie clienților, nu le trebuie copiilor, asta ne trebuie nouă ca să știm ce facem. Dar ca să simplificăm pentru ei, prin activitate, deci puțin de schimbat structura și atunci să fie altfel. De arătat beneficiile și de a te axa pe beneficii mai mult și să le faci atât de atractive ca să... Dumneavoastră oferiți un serviciu care de fapt reprezintă valoarea adăugată. Dumneavoastră trebuie să scoateți în evidență anume această valoare adăugată. Care este diferența în faptul că dumneavoastră citiți o poveste copilului și eu ca părinte citesc? De ce dumneavoastră deci o faceți mai bine? Modalitatea. Păi asta trebuie să transmită. Dumneavoastră trebuie să ne învățăm să vindem anume aceasta. Am să rog mentorul să facă un rezumat. Da, este una din afacerile mentorate de către mine. Cum au observat și colegul meu, într-adevăr, era una din afaceri care parcă părea mai plăpând de atunci la început, în decembrie. Cred că un impediment este, hai să zic, încrederea ta sau suflul tău antreprenorial. Un pic s-a depășit pe parcurs cât am lucrat. Deci suntem în faza... Dacă atunci spunea că nu cred că o să înregistrez, nu știu, este un vis, dar vedem, nu știu de ce. Acum îmi pare bine că parcă te-am adus la limita sau la condiția că într-adevăr este benefic serviciul respectiv. Să nu uiți că într-adevăr ai un bonus la tine în mână. Așa servicii la voi pe zonă nu sunt. Da. Și așa cum am mai vorbit și în celelalte recente când ne-am întâlnit și în toate discuțiile noastre, e bine să mizezi pe faptul ăsta și să dai un pic ușor, mai repejor din mâini, deci cred că urmează până la sfârșitul concursului totuși să facem totuși faza de înregistrare sub o anumită formă și să beneficiem și de alte servicii. Eu am toată încrederea în ceea ce vrei să faci, că vei face bine și receptivitatea serviciului, serviciilor care le veți face dumneavoastră acolo o să fie, deci plus valoarea care o să fie de la serviciu o să fie benefic pentru dumneavoastră. Și mai ales că aveți și încrederea și interesul administrației locale.
în activitatea, asta, în parteneriat. În, da. Deci acum noi și eram asta. La faza de discuție, că eram să fie pe lângă o grădiniță, da? Sau să luăm spațiul personalizat pentru prestarea serviciilor, deci în faza de discuție. Baftă! Mulțumim! Tot suportul meu îl aveți! Mulțumim, Maria! Bună ziua la toți! Deci afacerea noastră este creșterea animalelor exotice pentru blană cincilă. Suntem la faza deja de înscriere. Ne-am înscris ca întreprindere pe data de 26 ianuarie. Suntem deja înregistrați. Activăm ca atare, practic avem un an de zile de când activăm și creștem aceste animale. Ne-am învățat, cum spunem noi, cei crescători din Moldova, să stăm mai bine pe picioare, adică avem deja idei de a crește și a dezvolta aceste animăluțe foarte drăguțe. La etapa inițială suntem numai doar cu creșterea animalelor pentru a le vinde pentru blană. Pe viitor, în serviciile noastre sunt și producția de pei naturale, tăbăcirea și prepararea peilor, comerțul cu ridicat a animalelor, fabricarea nutrețurilor, servicii în creșterea animalelor și visul nostru sigur că este și deschiderea unui abator pentru a dezvolta afacerea mai cu succes. Potențialul de creștere a afacerii este de unul destul de binevoitor. Avem un teritoriu și un spațiu destul de larg și pentru lărgire, avem spațiu destul și pentru abator. Au apărut chiar și potențialii cumpărători din Republica Moldova, unde am făcut cunoștință cu ei la seminarul de la organizat de către ODIM, a crescătorilor de șinșila din Republica Moldova. Am făcut cunoștință cu unii din ei, facem permanent discuții, întrebări, probleme, ne susținem, ne discutăm despre toate eventualele noastre probleme. O idee nouă ar fi principalul nostru consumator, care este partenerul nostru din România, deci a venit cu o idee nouă din Federația Rusă de a crește nu 5+1, dar 1+1. Este o idee mai nouă pentru noi, cei chiar și din Moldova, România, o altă metodă de creștere chiar și de față de cei din Europa, considerată mai rentabilă. Deci asta este până la etapa actuală care suntem noi. Blocajul nostru până acum, care considerăm noi, totuși noi ne-am ținut, am ținut piept la toate greutățile. Sunt foarte multe cheltuieli ce deține de energia termică, de încălzirea spațiului, sistema de aerisire trebuie modernizată și considerăm că avem nevoie aici, iată, de lucrat în privința unor metode noi de electrificare și termoficare mai ecologică, mai puțin costisitoare, să optimizăm cheltuielile noastre. Avem nevoie de o aerisire cât mai eficientă, pentru că aici este punctul cel mai important într-o fermă de creștere a animalelor de acest tip, ca să fie calitativă și reproducerea și blana, trebuie aerisirea să fie la 100% de calitate. Mulțumim, Ariadna! Deci, acum întrebările, vă rog frumos, din partea practicienilor și din partea mentorilor. So at the moment you are developing. La moment sunteți în dezvoltare și a crescut numărul de animale de șinșilă sau sunteți cam la aceeași etapă? 50% am crescut decât la cei ce am fost. Dumneavoastră, da, ați menționat de utilaj și de aerisire ca un impediment. Care este impedimentul? Financiar, din punct de vedere financiar, nu aveți nevoie iarăși. Am vrut să scot în evidență ca toată lumea să fie la curent și să înțeleagă problema. Da, mulțumesc. Ceea ce avem noi, sistema de aerisire, este construită personal de către soțul meu, care noi ambii lucrăm, eu cu veterinaria și problema de îngrijire, el cu problema tehnică și de curățenie și așa mai departe. Și ceea ce a creat el, a făcut-o adică din personal, adică așa, ușor. Dar este nevoie de un proiect special, de o metodă de aerisire corectă, prin, deci
computerizată, unde sistema lucrează singură, tu noaptea nu stai, uneori este frig, sistema asta de aerisire este prin sistemă de încălzire, să nu vii aerul frig, deci totul să fie automatizat. Prin asta este nevoie deci, de finanțe foarte serioase ca să faci un așa... O care sunt riscurile? Dacă dumneavoastră nu schimbați calitatea tehnologiilor, ce poate să întâmple? Dacă nu schimbăm, noi trebuie să schimbăm. Asta și-am vrut să întreb, trebuie iarăși, din nou, țin să, vă rog să menționați, spuneți că fără o îmbunătățire, perfecționare tehnologiilor, apar unele riscuri, sigur, de îmbolnăvire, de calitatea produsului nu este acela care ar fi de dorit. Blana este nu aceea de 100%. Iată asta. Condițiile necesare. Asta e cea mai necesară condiție care, totuși, din toată analiza care am făcut-o pe piață, nu e atât... poate același decalaj mic de temperatură care e optim, chiar de la 14-20 de grade care să fie decalajul ăsta de temperatură, cât trebuie să fie anume sistema de aerisire de nota 10. Asta e metoda. Ariadna, eu mă bucur pentru ce aici faceți. Și sunteți în business ca femeie. Da. Și aș fi vrut să vă provoc la o întrebare din aspect antreprenorial. Că v-ați lansat în afacere. Este o necesitate ori o oportunitate pentru dumneavoastră? Eu ca profesie sunt de 15 ani staj ca pedagog, dar este o necesitate din punct de vedere familial, deoarece îmi cresc doi copii și salariile care sunt în țară nu mă aranjează ca să-mi cresc fetele. Și este o oportunitate pentru familia noastră, pentru a angaja, eu știu, pe viitor și a crea noi locuri de muncă, dacă ne lărgim cu o fermă destul de... Vastă. Ca afacere, într-adevăr, ei prind tot din mers. Deci când le s-au dat provocarea de a se înregistra, imediat au făcut faza. Eu sunt bucuroasă, Ariadna este modestă, deja este în faza de preincubare la incubatorul de afaceri. Cum am mai menționat, și-a mărit numărul de produs ca produs, hai să zic, dacă pot spun la animăluțele astea, ca produs. Noi un pic am anticipat niște lucruri și chiar la insistența mea și am încercat a face acele legături cu alți agenți economici din domeniul respectiv și îmi pare bine că au găsit limbă comună și chiar în sfârșit, până acum telefonic și electronic au vorbit, acum se văd față în față, nu numai unul este Dan care vorbește respectiva afacere, deci ei și-au făcut o rețea. Ei de fapt lucrează în parteneriat deja pe extensie, peste hotare, că așa este genul de activitate, hai să zic așa. Deci ăștia sunt două afaceri care vor să pun un pic de monopol, hai să zic, în Moldova, pentru că aspirațiile sunt mari și eu am toată încrederea și eu ar avea toată susținerea pentru a deschide acel abator anume pentru șânșile, asta și este. Și Ariadna aici nu a spus un lucru. Ei deja sunt în faza de a... sunt în tratative și sunt în, la idee de a face chiar mâncare. Mâncarea asta granulată pentru șânșile, adică pentru a evita ceea ce până acum ei tot procură, ei deja sunt și la idee de a crea ceva pentru o linie tehnologică. Ceea ce ne-a spus iarăși ea din nou, că într-adevăr și afacerea cu șânșiile și Maria deja s-au înscris la un concurs pentru finanțare. Cu, da. Doamne ajută, au trecut și prima fază. Sperăm noi până după 20 martie să obțină unul din cele 10 premii care sunt. Cred că au foarte mari șanse de izbândă. Mie îmi pare bine că au fost totdeauna la contact. Deja sunt, chiar și acel link canvas a fost de câteva ori reperfectat, puse pe schiță de business plan. Eu o să mă dedic în continuare pentru dezvoltare la toate relațiile care le am și cu ce pot. Deci este o afacere într-adevăr foarte receptivă. Ce îmi place la ei, că în afacere știu că sunt domenii foarte importante. Vreau, pot și trebuie. Mulțumim. Asta frumos, este foarte interesant pentru ei. Mulțumim frumos, Ariadna. Baftă! Mă numesc Andrei și asta este colegul meu, Alexandru. Ideea noastră a fost de a iniția un fitness centru și la moment, pentru a aplica ideea în realitate, în practică, noi am reușit să arendăm zilnic pentru a petrece antrenamente timp de 2 ore
la sala de fitness de la incubatorul de afaceri, dar am întâmpinat niște probleme. Sunt puțini clienți, cei ce la moment ne stopează să înregistrăm afacerea. Parcă asta e. Puteți să dați întrebări. V-am prevenit deodată, voi fi succint. Paralel la ceea ce se primește acum, dacă va fi posibilitatea chiar, este, adică se presupune, nu se presupune, se dă ideea că se fac un gen de fitness pentru recuperarea copiilor sau maturilor care au dizabilități în mers sau legat de mișcarea corpului. Da. Bună ziua! Voi avea mai multe întrebări decât voi ați avut de descris afacerea voastră. În primul rând, de câte ori practicați orele de antrenament și care este segmentul vostru țintă? Deci, săptămână. Deci, eu petrec zilnic 2 ore pe zi antrenamente cu băieții și segmentul nostru țintă la moment sunt studenții. Bărbați. Da, bărbați. Da. Aveți echipament sportiv? Avem aparataj. Avem aparataj de fitness și în același timp și, sală, și pentru sală de forță. Pentru dezvoltare musculară. Îl luați în chirie? Da. Deci aveți sala de forță? Da. Da? Așa. Puțin clienți voi vorbiți. Ce abilități aveți în fitness? Mă refer ca instructor antrenor. Aveți careva studii finisate? Sau? Studii finisate nu am, însă am o experiență mare în mai multe domenii personal, de sport. Da? Da. Personal. Uh-huh. Intenționați faceți studii și unde? De fapt, la moment nu consider că este util să fac studii. De domeniul ce? Ăsta, din motiv că sunt student la altă facultate și nu am timp pentru acest. Și cât timp sunteți dispuși să alocați aceste afaceri? Deci o să fie doar antrenamente serale sau vreți să faceți o afacere în care veți fi implicați de dimineață până seara și inclusiv sâmbătă, duminică și noaptea? Pentru că la asta să vă așteptați clienții, de regulă Facebook-ul e încărcat cu mesaje, în special noaptea. O întrebare foarte utilă. Dacă folosiți ceva instrumente media, cum ar fi Facebook-ul, cum ar fi e-mail-ul pentru a atrage clienții. Ajungem și la vânzări, vreau să văd cât de pregătiți sunt băieții, pentru că... Noi avem doar 5 minute acum la dispoziție, după bine, care bine. O să avem și de la egal la egal, bine, Victoria. Bine, ceea ce vă sugerez vouă este că trebuie să puneți accent pe calitatea studii, deci trebuie să obțineți studii și asta e un proces care nu trebuie să se stopeze. La noi, Moldova, din experiența mea, sunt foarte puțini mentori de la care poți învăța, dar sunt. Îi numer pe degete. Văd eu o țară mai apropiat, România sau în Ucraina, unde ați putea să beneficiați de aceste studii. Chiar dacă este sala de forță, să știți că voi trebuie să știți cum se lucrează mușchii și cum se numesc mușchii. Bun, mulțumesc! Și să aveți diplome. Exact. Da, vă doresc succes. Mai sunt întrebări? Mai sunt întrebări la dezvoltarea afacerii? Ce ține de tema asta, consider că problema constă doar în diplomă. Ce ține de cunoștințe, sunt destul. Dar diploma vă dă credibilitate. Diploma vă dă credibilitate. Aici este un punct. Ai nominalizat că da, deci îndeopște băieții ei acum sunt foarte interesanți în felul cum ei văd viața. Știind dreptul, noi știm foarte mult că ei sunt maximaliști. Totuși, eu din experiența și mai bine zis din ceea ce am privit eu cum merge și decurg la voi lucrurile, deci timpurile pur și simplu trebuie de un pic în jos. Și vreau să spun un moment că ceea ce ai pornit este foarte interesant și este foarte util la noi în regiune și chiar și în oraș. Și spui că tu că nu sunt clienți, clienții sunt. Pur și simplu trebuie de bătut la ușă și de spus. Și eu știu că tu știi asta cum să o faci. Trebuie de tras puțin de urechi. Da, trebuie. Ia, că vezi, tu singur dai răspuns la întrebare. Deci asta e foarte important și tu trebuie... Eu, părerea mea, este ca pur și simplu tu să te mobilizezi mai bine.
și ai să ai succes și ai să ambii. Și să ambii. Sunt în echipă 2. Da, ambii. De ce? Fiindcă eu am observat că acum că... Deci Andrei este într-un fel mai mult pesimist, Alex este mai optimist, el băiatul chiar și-a dat și o idee. Combinație ideală. Să, da, combinație ideală. Și eu totuși sper că voi totuși o să veniți în incubator și o să dezvoltați ceea ce ați început. Și asta trebuie să faceți. Mi-a plăcut ce ați scos dumneavoastră în evidență, că suntem tineri și entuziasmați și așa mai departe. Am vrut să spun că nu există suficiente cunoștințe niciodată. Tot timpul este loc de mai mult și avem unde crește. Eu am dubiile mele și o să fiu extrem de succint, aștept și arde nerăbdare să în transformați semnele de întrebare în semnele de exclamație. Spor la treabă, dacă aveți nevoie de ajutorul meu, eu sunt la dispoziția dumneavoastră. Toate bune! Cele 6 echipe finaliste și-au prezentat afacerile, iar mentorii au apreciat prestația fiecărui participant. Este o etapă de tranziție pentru concurenți, dar și pentru mentori. Ori, acum echipele vor începe a culege roadele efortului de mentorat. Ceea ce va permite juriului să aprecieze cei mai inițiați startuperi pentru a-i nominaliza la gala de premiere a Cupei Antreprenoriatului Rural. Până atunci însă, participanții vor învăța de la antreprenori cu afaceri similare în Republica Moldova să depășească barierele birocratice și obstacolele pieței pentru a face față concurențelor. În ediția următoare a Cupei Antreprenoriatului Rural vom urmări cum are loc transferul de experiență de la egal la egal. Cupa Antreprenoriatului Rural este o premieră în Republica Moldova. Un experiment în care experții moldoveni și estonieni descoperă și promovează tineri care vor putea gestiona o afacere de succes, generând bani și locuri de muncă în localitatea lor de baștină. Din 60 de participanți, doar 6 finaliști selectați de juriu își vor transforma ideea în afacere, vor beneficia de asistență și finanțare și vor lupta pentru titlul de campion al primului maraton antreprenorial din țară. Deținătorul Cupei Antreprenoriatului Rural va vizita Estonia și va prelua experiența antreprenorilor europeni. Cine va rezista 4 luni de concurență? Instruiri, testări de produse și servicii, aplicații practice în teren și lupta pentru clienți. Aflăm la Cupa Antreprenoriatului Rural.